muncitori trimiși în șomaj tehnic la șantierul Naval Damen Mangalia. O mie de angajați ar urma să fie trimiși în șomaș tehnic dintre iunie și până la finele anului. Deocamdată continuă să lucreze circa 200 de angajați pe proiectele aflate în desfășurare, inclusiv cei din zona de reparații nave. Sindicaliștii din cadrul Sindicatului Liber Navalistul au avut marți o întâlnire cu reprezentanții administrației șantierului naval pentru discuții privind situația care afectează un număr atât de mare de muncitori. Reprezentanții comisiilor de negociere din partea administrației și sindicatului navalistul au convenit prin între altele, prelungirea valabilității contractului colectiv de muncă până pe 31 martie 2025 și reluarea negocierii colective 9 ianuarie 2025. De asemenea, s-a convenit modificarea grilei de salarizare, o creștere salarială în valoare de 200 de lei brut de la 1 iunie, acordarea unei compensații de vechime și majorarea indemnizației de pensionare de la 2 la 3 salarii de bază brute. Conform codului muncii, șomajul tehnic presupune restricții, dar și drepturi ale angajatului. Astfel, contractul individual se suspendă la inițiativa angajatorului. Iar angajații primesc o indemnizație de 75% din salariul de bază dacă rămân la dispoziția angajatorului la domiciliu sau 100% dacă rămân la sediul angajatorului. Totodată angajatorul poate dispune oricând reînceperea activității.